Veste bună pentru bucureșteni! Vor avea o nouă stație de metrou în zona Berceni. Metrorex și Primăria Sectorului 4 au încheiat un protocol pentru construirea unei stații la nivel suprateran ce va completa magistrala 2. Autoritățile au luat această decizie pentru a fluidiza traficul dintre actuala stație de metrou și șoseaua de centură. Este o zonă extrem de aglomerată, este o zonă care, în care în fiecare zi sunt zeci de mii de mașini, mașini care vin dinspre Comuna Berceni, mașini care vin dinspre Popeșle Ordeni, sunt 150 de societăți comerciale în acea zonă. Nevoia este una extrem de mare. Stația de metrou va avea inițial doar o singură linie, iar accesul pietonal se va face de pe ambele sensuri prin pasaje subterane. Pe noul traseu, trenurile vor circula la un interval de 15 minute. Costurile stației nu au fost stabilite încă, dar ele vor fi suportate integral de la bugetul local al sectorului 4. Lucrările vor începe în prima parte a anului 2019, promit autoritățile, care au anunțat și că noua stație de metrou va fi dată în folosință până la jumătatea anului 2021. În prezent, capitala are 4 linii magistrale și 53 de stații.